Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Punem în discuție și în această seară principalele evenimente ale săptămânii. Iată, astăzi legislativul local a fost convocat în ședință ordinară. Pentru început au fost proiecte de hotărâri în vederea ocupării locurilor vacantate prin demisii în unele comisii și consilii de administrație. Iată, la Comisia pentru Licitații a fost nominalizat și votat consilierul Vlad Macovei din partea PSD la evaluarea calității în unitățile de învățământ, tot de la PSD, domnul Vasile Haldan. De asemenea, la Clubul Sportiv Municipal din Pașcani a fost propus un polițist, dacă nu greșesc, șeful de la Poliția Economică, domnul Ionel Ciurila, și a fost aprobată propunerea, iar în Consiliul de Administrație de la Spitalul de Urgență Pașcani, Lizica Mocanu, un medic din Iași. Bun, tot astăzi au fost prezentate câteva rapoarte de activitate pentru anul 2020, de la Serviciul de Evidență a Populației, Asistență Socială, Poliție Locală. S-a trecut foarte repede, ca de obicei, peste aceste rapoarte, dincolo de cifre. În rapoarte sunt cuprinse niște realități care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie discutate. De exemplu, a trebuit discutat, cred eu, mai mult despre poliția locală. Adresez aici o întrebare și aștept răspunsul dumneavoastră dacă sunteți mulțumiți de activitatea poliției locale. În alte localități se discută intens, chiar sunt dezbateri, dacă nu cumva poliția locală să fie desființată. Nu, asta este intenția mea în mod evident, dar aștept răspunsurile dumneavoastră privitor la poliția locală, dacă sunteți mulțumiți sau nu de activitatea acestei structuri aflată în directa subordinea primarului, cum se spunea înainte, acum nu se mai spune, poliția primarului, da? Tot astăzi, în ședință, cele mai intense dezbatere au fost privitor la modificarea organigramei pentru angajarea unei secretare pentru viceprimarul municipiului. Nu este tocmai uzuală această practică. În codul administrativ modificat anul trecut, dacă nu greșesc, s-a pus această paranteze, să spunem așa, așa încât și viceprimarul să aibă un cabinet. Primarul are, iată, un cabinet. E bine, și viceprimarul poate să aibă un cabinet, însă nu este tocmai uzual. Eu am pus câteva întrebări la câteva localități din împrejurimile Pașcanului, inclusiv la Roman, m-am interesat și la Iași. La Iași este o situație specială, nu sunt viceprimar deocamdată, dar acolo au avut și probabil vor avea secretar, dar discutăm totuși de municipiul Iași. Dar la Roman, iată, o localitate mai mare decât municipiul Pașcani, este un singur secretariat cu două birouri, biroul primarului și biroul viceprimarului, secretariat care asigură toate serviciile necesare pentru buna funcționare. La Pașcani se merge pe această variantă, cabinet al viceprimarului. N-am aflat încă de ce. N-am aflat ce urmează să facă viitorul secretar al viceprimarului, dar primarul ne-a spus că va fi o extensie a viceprimarului și vom vedea ce înseamnă această extensie. Bun, discutăm și despre agresivitatea și manipularea din administrația locală. O agresivitate din ce în ce mai mare. Am observat comentariile dumneavoastră chiar după ședința de astăzi transmisă live și am observat comentariile dumneavoastră, ați sesizat și dumneavoastră scandalul și agresivitatea verbală din această ședință. Din punctul meu de vedere nu este tocmai normal ceea ce se întâmplă. În locul soluțiilor și în locul dialogului constructiv, iată, avem parte de ceea ce ați văzut de altfel. Și pe final discutăm și despre parcul industrial din Pașcani, această poveste frumoasă, parcul industrial,
și situația copiilor de la școala Ion Creangă, mai bine spus, despre încăpăținarea administrației locale de a rezolva această problemă a copiilor de acolo. Invitații mei de astăzi, doamna Gabriela Nedelcu, consilier local PSD, bun venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, bună seara telespectatorilor dumneavoastră! Și domnul Sorin Olariu, consilier local PMP, bun venit! Bună seara, bine v-am găsit! Au fost invitați să participe la această emisiune și reprezentați din partea PNL. Nu am primit niciun răspuns ca de obicei. Și domnul viceprimar al municipiului a fost invitat să participe la această emisiune. Mi-a răspuns că și-ar fi dorit să participe dacă l-aș fi anunțat mai din timp, dar săptămâna viitoare se pare că va fi o discuție privitor la administrația locală și multe lămuriri dacă rămâne valabil răspunsul domnului sale de a participa la această emisiune. Aștept mesajele și răspunsurile dumneavoastră la numărul afișat pe ecran sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0787-511-017 sau pe paginile de Facebook. Bun, haideți să pornim discuția din această seară cu poliția locală. Repet întrebarea, dacă sunteți mulțumiți de activitatea poliției locale, vă întreb și pe dumneavoastră direct dacă sunteți mulțumiți de activitatea poliției locale și în contextul raportului care a fost prezentat de comandantul poliției astăzi în ședința Consiliului. Vă rog. Înainte de a vă răspunde la această întrebare, vă rog frumos să-mi permiteți să adresez pășcănenilor un mesaj. Noi, ca și aleși locali, indiferent de culoarea politică, trebuie să depunem toate eforturile, tot ceea ce știm noi, în folosul comunității noastre. Așa cum bine ați remarcat, de la o ședință la alta, gradul de agresivitate verbală, non-verbală, crește foarte mult în contextul în care cei aflați în opoziție acum, respectiv Partidul Social Democrat și PMP-ul, încearcă să lămurească unele aspecte în momentul în care intervenim pe orice temă, chiar cu întrebări pertinente, răspunsurile sunt agresive. Chiar și în dezbaterea din comisii am observat că se încearcă să nu ni se mai dea cuvântul dacă formulăm diverse întrebări sau solicităm diverse clarificări. Suntem întrerupți, suntem chiar și igniți. Și de aceea vreau să-mi cer eu scuze, pentru că noi cu toții, toate partidele, n-ar trebui să ne comportăm așa. Sunt probleme reale ale pășcănenilor. Încă o dată, așa cum am făcut apel și data trecută la emisiunea dumneavoastră, fac un apel la toți colegii mei, indiferent de partid, să dăm dovadă de decență, în primul rând, de bun simț, dovadă că ne pasă de pășcăneni, pentru că de-aia ne-au trimis acolo să le reprezentăm interesele. Și acum am să mă întorc la întrebarea pusă de dumneavoastră vis-a-vis de poliția locală. Într-adevăr, întotdeauna poliția locală a fost ținta multor critici din partea pășcănenilor, uneori justificate, alteori mai puțin justificate, plecând de la o realitate, faptul că numărul de polițiști locali la nivelul municipiului nostru este scăzut. Asta se datorează și faptului că prin legislație numărul de polițiști locali numărul lor este determinat de numărul populației din municipiul nostru. În afară de acest lucru, există și unele posturi vacante. De asemenea, există 4 polițiști care sunt suspendați fiind într-un proces. În realitate, nu sunt foarte mulți, pentru că o parte răspund, de exemplu, avem de protecția mediului, o parte răspund de sistemul de supraveghere video și foarte puțin, efectiv, îi regăsim pe polițiști locali în teren. Din raportul dumnealor, pentru că acest raport, într-adevăr, în plenul comisiei nu a fost discutat, eu l-am discutat și chiar a fost o discuție destul de aplecată, o discuție pornită de la nevoile pe care le au cetățenii, așteptările lor față de poliția locală, dar și aplecată spre nevoile celor din poliția locală. Această discuție a avut loc în comisia juridică. Mi-aș dori, și întotdeauna mi-am dorit,
ca polițistul local să fie foarte mult aplicat, în primul rând, spre ordinea publică, spre respectarea bunurilor, să vegheze asupra securității cetățenilor. Într-adevăr, acum, pe timp de pandemie, ei au fost trecuți în subordinea Poliției Naționale, practic, influența primarului, indiferent care, cel care a fost sau care este acum, de a-i coordona, este mult mai redusă față din ceilalți ani. S-a semnalat într-adevăr această, faptul că au fost în subordinea Poliției Naționale cu rol clar în combaterea pandemiei. Acest lucru s-a desfrânt și în raportul de activitate, pentru că ați văzut, sunt foarte multe amenzi date pe combaterea zădărniciei bolii. Poate mult mai puține amenzi date pentru păstrarea liniștii și ordinii publice. Asta se datorează și contextului, cred, al anului trecut și anului acesta, dar nu pot să nu remarc, nu numai la noi în Pașcani, în general, la nivel național, a fost cumva un exces de zel în ceea ce privește sancționarea populației pentru, în contextul pandemic, mai multă sancțiune decât educație, decât consiliere. Și au fost mediatizate la nivel național foarte multe cazuri în care oameni sărmani, oameni necăjiți au fost amendați poate pe nedrept, pe când, punând în cealaltă balanță, marii noștri conducători sfidând toate normele de securitate în această pandemie. Eu chiar i-am întrebat de ce mai au nevoie, mi-au spus că vis-a-vis de mijloacele de transport, pentru că poliția locală acum are doar două mașini, structura geografică a municipiului nostru, respectiv zona urbană și celelalte suburbii, implică o acțiune rapidă dacă se semnalează un caz, de exemplu, într-o suburbie. Mi-au spus că n-au solicitat un nou autoturism, dar solicită obligativitate intrarea uneia dintre mașini în reparații capitale, pentru că nu vor mai avea cu ce să se deplaseze. Într-adevăr, dumnealor ne-au susținut, susțin și acum actuala administrație, de fiecare dată când i-am solicitat. Bun, vă rog. Da, după cum spunea și doamna Nedelcu, știți cu toții că începând cu instituirea stării de urgență sau și de alertă în cazul de față, poliția locală este într-adevăr sub ordinea Poliției Naționale. Lucru care s-a simțit, pentru că închipuiți-vă că polițiștii de la poliția locală au trebuit să facă mai multe acțiuni în ceea ce privește combaterea pandemiei. Închipuiți-vă că, și așa oarecum, din punctul meu de vedere, erau puțini, pentru că sunt deja patru, de ceva ani, cred că sunt de 3-4 ani, de 4 ani acei patru polițiști sunt suspendați. E o problemă. Închipuiți-vă, patru polițiști ar fi două patrule, da? Dacă e așa, câte doi polițiști. Pentru anul acesta zic că oarecum s-au descurcat, ținând cont că au fost în subordinea Poliției Naționale, au avut alte misiuni. Oricum, misiunile au fost diferite și au avut alt specific. Și cu siguranță le-a fost greu să acopere tot ce era de acoperit înainte. Și știu că am vorbit de multe ori cu domnul Vasilae și mi-a explicat greutățile prin care trec. Dar sperăm, în primul rând, sper să scăpăm de pandemie și să revenim la normal, ca poliția să în drepturi, în sensul că se poate rezolva, pentru că au, cum spunea și doamna Nedelcu, au atribuțiuni prin mediu, construcții, au multe, știți, și e complicat fără poate eu. Săptămâna viitoare vom avea o emisiune dedicată activității poliției locale. Am vorbit și cu domnul comandant privitor la această chestiune. De altfel l-am invitat în această emisiune, dar n-am putut să vină. Însă,
Sunt mai multe chestiuni care, din punctul meu de vedere, ar trebui măcar puse în discuție și aș porni fix cu raționamentul domniei sale precizat în raportul respectiv, și anume că la capitolul probleme sau dificultăți apare, iată, nu pentru prima dată, lipsa de respect din ce în ce mai mare a comunității, a cetățenilor, a unora dintre cetățeni față de poliția locală. Bun, întrebarea necesară este următoarea. De ce cetățenii au din ce în ce mai puțin respect față de poliția locală? Noi ne-am învățat în ședințele Consiliului Local să asistăm, să spunem așa, la un fel de înțelegere între administrație și poliție. Ei fac un raport pentru că îi obligă legea, administrația locală nu prea îi deranjează și așa mai departe. Însă, chiar ar trebui discutate chestiunile astea. De ce pășcăneni nu sunt mulțumiți de poliția locală? Așa spun ei în raport, așa apare. Ba mai mult, în același raport apare că și unii din primărie n-ar fi mulțumiți de poliția locală. Și se plânge șeful poliției că anumiți funcționari ar săpa la rădăcina poliției locale, adică la credibilitatea poliției locale. Adică se întâmplă ceva. Ori acel ceva ar trebui discutat. Bun, nici nu poate fi o anumită simpatie, să spunem așa, dacă tu, poliția locală, în cel mai dificil an pentru cetățeni, dai cele mai multe amenzi. Cele mai multe amenzi îi amendezi pe oameni pentru că n-ar fi respectat acele măsuri, le știți, de un an de zile. Astăzi, parcă se împlinește un an de zile astăzi, de când cu pandemia. Nimănui n-a fost ușor să treacă prin această etapă. Polițiștii locali sunt bugetari și bugetarii, fără să fac vreun proces de intenție, nu prea au fost afectați în ceea ce privește veniturile și salariile, dar sunt oameni care și-au pierdut afacerile, sunt oameni care și-au pierdut joburile în această perioadă și, uite, au călătorit poate pe esplanadă fără să se mai gândească la mască, la gândurile, la problemele lor și așa mai departe. În loc să le dai un avertisment, să le spui că trebuie să respecte o anumită reglementare, legea și așa mai departe, îl amendezi. Nu cred că este tocmai în regulă și am să spun imediat despre ce este vorba. Iată, pe parcursul anului trecut, în plină pandemie, valoarea amenzilor date cetățenilor este aproape de 4 ori mai mare decât în anul anterior. Este vorba de 1754 de contravenții, valoare de 892.000 de lei, aproape 900.000 de lei. Bun. 68% din această sumă reprezintă amenzile administrate de polițiști locali exact în această perioadă. Pentru că n-ar fi respectat cei amendați măsurile restrictive pentru combaterea noului coronavirus. Aici, din punctul meu de vedere, lucrurile ar fi trebuit discutate. Am văzut și în conferințele de presă, în diferite, în repetate intervenții ale edilului, accentul pus pe respectarea legii pentru a nu fi, a nu crește acel grad de incidență la Pașcani și pentru a fi luate măsuri suplimentare în Pașcani. Pașcani a stat bine, este adevărat, și cu contribuția poliției locale, însă, nu știu cum să zic, poate mai cu grijă, poate mai cu mult interes pentru prevenire, e ușor să dai amendă. Și culmea este că foarte multe din aceste amenzi au fost contestate. Este la fel un semn de întrebare. Zeci de amenzi contestate, zeci de amenzi anulate. Este și asta o problemă. Vă rog. Vis-a-vis de percepția asupra poliției locale, această percepție este la nivel național, pentru că există o mare necorelare între legislația
în ceea ce privește Poliția Națională, atribuțiile lor și Poliția Locală. Sunt foarte multe, o parte din atribuții care se suprapun. Stau și în sarcina Poliției Locale, stau și în sarcina Poliției Naționale. De aceea, chiar dacă se vorbește de foarte mult timp de a modifica această lege de organizare a Poliției Locale, deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Poate o delimitare mai exactă în lege a atribuțiilor ar duce la creșterea gradului de încredere a populației asupra Poliției Locale, dar și asupra Poliției Naționale. În ceea ce privește numărul de amenzi, într-adevăr, dacă vă uitați în raport, un număr mare de amenzi au fost date în starea de urgență. Și în starea de urgență, la începutul pandemiei, lucrând împreună cu dumnealor, mi-aduc aminte perioada, acum un an, când toate OAT-urile au început să caute, să-și achiziționeze materiale de protecție la mânuși, nu se găseau nicăieri, stăteam zilnic cu nu știu câți furnizori să căutăm măști. Noi aveam un stoc, dar era absolut insuficient la ceea ce se preconiza că va fi. A fost atunci și o spaimă a tuturor, numai a polițiștilor, pentru că dumnealor au fost în linia întâi atunci. Ne știm foarte multe despre acest virus, ne avem foarte multe materiale de protecție, poate, și au acționat, cum să zic, preventiv. Eu înțeleg foarte bine. În ceea ce amenzile sunt foarte mari și unii nu își permit să le achite. Din această perspectivă, poate administrația locală ar fi trebuit să discute. Sunt până la urmă... Exact, aici nu vă contrazic. Quantumul amenzilor, într-adevăr, a fost fixat prin legi, prin actele normative. Uneori ele au fost anticonstituționale, de aia s-au și pierdut multe procese dacă s-au făcut contestații la amenzi. Dar așa este. Era discrepanța prea mare între maximum de amendă care se putea da pentru o contravenție și nivelul de trai al omului de rând, dar nivelul de trai al pășcăneanului. De aceea, am zis, poate datorită impactului atunci în starea de urgență a fost un exces de zel, poate. Dar întotdeauna eu am fost de principiul educației, prevenției, atenționării și abia pe final, dacă nu se poate, sancționăm. Uitați, vă întreb, cunoașteți bine activitatea din zona piețelor agroalimentare? Pentru că lumea se întreabă, doamne, am ieșit pe stradă, poate am greșit, nu mai sunați pe numărul de telefon, îmi cer scuze, vă rog, mesaj pe numărul de telefon, este al cincilea apel primit. Vă rog mesaj pe telefon, citesc întrebările și mesajele dumneavoastră, nu pot să răspund la telefon în direct. Deci, unii admit, doamne, am greșit, uite, am fost sancționat și așa mai departe, dar își pun și întrebarea, doamne, dar sunt atâția hoți în oraș. Este o adevărată nebunie în ultimele săptămâni de zile cu sparge de apartamente, case și așa mai departe. Și toată lumea se întreabă, a fost prins, n-a fost prins. Iar încă o problemă, sunt atâția care distrug mobilierul urban, care fac scandal și poliția stă și se uită din mașină, se ascunde în mașină, stau ascunși în mașină, polițiști locali, noaptea, stradă, în fața gării, de exemplu. Și nu doar ăia. Și taximetriștii sărace și nu doar ei stau și se întreabă, doamne, dar avem poliție sau nu avem poliție la Pașcani? Asta ar fi o chestie. O altă chestie, din punct de vedere urbanistic. Dom'le, sunt unii care ocupă domeniul public cu japca. Printre ei este primarul municipiului. Poliția locală se ocupă de urbanism, de a verifica și așa mai departe. Este aplicată aceeași măsură și în zona asta? Nu prea este aplicată. Au fost date 4 amenzi care au fost anulate. Eu l-am menționat și în raportul, greșit de altfel, și în raportul pentru anul trecut. Dar sunt chestiuni, se vede foarte clar că e un dublu standard. Și de ce nu se discută lucrurile astea? Da, într-adevăr, ar fi trebuit să fie o discuție pe subiectul ăsta, în sensul că populația așa a suferit. A suferit în perioada asta din punct de vedere financiar. Și cred că un pic de, să spunem, bunăvoință sau de compasiune n-ar fi fost, cum spun eu, n-ar fi
Păi cum au găsit-o și alții din alte orașe, zic, exact. Și la Pașcane ar fi putut. Eu totuși o știu pe domnul comandant al poliției locale, un tip foarte, din contra, de multe ori chiar exagerează în zona asta de prevenție, în sensul că nu-i pentru amenzi. S-a cam schimbat. Eu mi-am schimbat părerea. E ciudat că în perioada asta, nu știu cum, a scăpat, să zicem așa, frăile din mână, dar eu îl știu pe el, un tip care preferă să prevină decât să amendeze. Deci, eu mi-am schimbat părerea din momentul în care primarul a ordonat măsuri imediate în Piața de Alb și într-o dimineață când venea spre redacție am văzut cum săracele băbuțe erau luate pe sus cu tot cu ouă, gâște și tot ce aveau de poliția locală, inclusiv de domnul comandant, ca să facă pe placă primarului. Ori, să fim serioși, nu așa trebuie rezolvate lucrurile. Da, aici ar fi trebuit să se putea discuta. Eu cred că bătrânica respectivă, dacă îi spuneai și închipuiți-vă că în general cheltuiți săraca bani să ajungă până în piață, să facă și ea câțiva leuți pentru o pâine și pentru medicamente. Ați văzut ce s-a întâmplat în Piața de Alb? Fix acele băbuțe bătrânici care veneau cu un ouț, cu un lăptic acolo, 2 litri de lapte, fix alea au dispărut. Nu au voie să... În rest, nu s-a întâmplat nimica. Marea curățenie, marea organizare, reorganizare, a dus la... Fix la, la... Da, da, da. Deci, a avut efect. S-a eliberat un spațiu acolo care deranja vizual la restaurant. Bun, vedem. Cu poliția locală, eu am primit câteva mesaje, deci, nici chiar așa, să fie dați afară, zice unul, nici chiar așa, nu să fie dați afară. Să fie discutate probleme, zic eu, și găsite soluții. Și iarăși, în ceea ce privește denigrarea poliției locale, vă aduceți aminte că primarul și actualii consilieri, 8 consilieri PNL, cum îi denigrau efectiv. Și acum e ciudat că, ajungând la putere, s-a schimbat perspectiva sau optica asupra poliției locale. Înainte era poliția primarului, ăia răi, ăia care nu fac nimic, trebuie să patruleze. Am spus-o iarăși, aici fac o paranteză. Am spus-o și în Consiliul Local, nenumărată. Patrulă, dar nu patrulă, mașină, da? Pedestru. Pentru că de asta nici nu poți să observi că din mașină deja ai niște circuite, ai nevoie între blocuri, pentru că infracțiunile și actele de încălcare a legii, acolo, undeva, unii într-un colț, unii la întâlnire. Cum trebuie vulnerabil să știu la nivelul... Domnule Ciocan, referitor la sancțiunile date de poliția locală, nu cred că sunt mai mari decât cele ale Poliției Naționale. Nu știu. Poliția Națională nu prezintă raport. Deși ar trebui și Poliția Națională, înainte, dacă nu greșesc, prezintă raport. Bănesc amenzile speciale și registrate. Sau jandarmerie. Cum vedeți dumneavoastră acțiunea poliției în general să treacă pe stradă, să-i atragă atenția că nu poartă mască și după ce face respectivul 5 metri să o bage în buzunar? Unii fac lucrul ăsta, dar v-ați gândit vreodată că unii chiar nu pot să poarte mască? Sau nu au bani să-și cumpere, mă. Nu? Vă aduceți aminte tot parcursul că nu ai voie să porți mască decât 2 ore, după 2 ore trebuie să o arunci, că e toxică și așa mai departe. A fost un balamuc complet. A fost un balamuc complet. Erau momente în care nici administrația locală, nici poliția nu știa care paragraf, care lege, care hotărâre mai este aplicată și nu. Vă dați seama cât de greu a fost mai apoi pentru oameni. Trebuie să înțelegeți că sunt oameni care nu pot purta mască sau port foarte greu mască. Uitați-vă, ne-am țăcănit cu toții. Sunt unii care poartă mască acum în mașină, chiar dacă este și cu familia, și la restaurant, și peste tot. Nu cred că este în regulă. Nu cred că este în regulă. Nu? Bun. Da. Ca și o sugestie pentru a veni tocmai în sprijinul poliției locale și am să urmăresc acest lucru, este să extindem sistemul de supraveghere video absolut necesar în zona din deal. O altă problemă pe care am ridicat-o a fost faptul că, știți, un polițist local asigură paza la serviciul de taxe și impozite locale și într-o apariție publică a domnului Pintilie Marius, dumnealui a spus că va retrage acel om din poliție ca să iasă la patrulare pe stradă. Nu s-a întâmplat acest lucru și eu nu cred că ar fi bine să se întâmple, pentru că dacă va externaliza serviciul, probabil costurile vor fi mult mai mari decât salarul polițistului local, dar stă la latitudinea dumnealor, a poliției locale, a actualului primar, să caute cele mai bune soluții.
Am înțeles. Bun. Vom mai discuta, poate, săptămâna viitoare, repet, aici, în cadrul unei emisiuni mai pe larg. Așteptăm și punctele de vedere ale domnului comandant. Haideți să discutăm în continuare despre un alt subiect la fel de important. Și anume, dacă la Pașcani ar fi sau nu nevoie ca viceprimarul, iată, să aibă o secretară. Deci, lucrurile stau după cum urmează. Primarul, nu contează numele, primarul are cabinetul propriu, format din două persoane, dacă nu greșesc, doi consilieri. În mandatul trecut, domnul Patase a avut doi consilieri angajați. În acest mandat, din câte știu, este un singur consilier angajat. Bun, viceprimarul din mandatul trecut n-a avut cabinet special pentru așa ceva, niciun viceprimar, nu? Da. Deci n-a avut secretar. Acum, iată, s-a insistat și s-a votat până la urmă ca nou viceprimar să aibă un consilier. O secretară, de fapt. Sau un secretar. Probabil, cel mai probabil, o secretară. Bun. Din ce motive proiectul de hotărâre a fost înaintat fără argumente? De regulă, în spatele unui proiect sunt puse acolo anumite argumente, o cerere, de exemplu, da? În cazul de față, poate și o fișa postului. Zic, nu știu, până la urmă vorbim de o persoană care urmează să fie plătită din bani publici, angajată fără concurs. Deci, întrebarea este următoarea. De ce viceprimarul are nevoie de o secretară? Domnia sa nu prea a explicat lucrul ăsta. În apărarea domniei sale a sărit primarul. Și primarul a explicat foarte bine că viceprimarul are nevoie de o extensie, ce o fi însemnând asta, o extensie în stradă, și că primarul are nevoie ca viceprimarul să fie în stradă, adică să supravegheze investițiile, serviciile din subordine, măturatul, stradal, curățenia și așa mai departe. Bun. Tot n-am înțeles, chiar dacă viceprimarul trebuie să stea în stradă, tot n-am înțeles ce urmează să facă secretara. Pentru că, bine a întrebat domnul Patazi, dar vor fi delegate atribuțiile viceprimarului, consilierului? Răspunsul a fost categoric nu. Mă refer la acele atribuții desemnat. Mapa în fiecare zi. Sunt anumite servicii în subordinea viceprimarului și atunci viceprimarul trebuie să semneze, să aprobe anumite chestiuni. Dincolo de mapă și serviciul în stradă, cum spune conform organigramei primarul, ce anume mai are de făcut viceprimarul? Se ocupă cumva viceprimarul de servicii de secretariat? Din câte știu, nu. Se ocupă? Nu. Nu. Și atunci, ce urmează să facă viitorul consilier al primarului? Acest proiect a generat acea agresivitate deosebită din Consiliul Local, de care vorbeam la începutul emisiunii, agresivitate nejustificată, pentru că, vă spun sincer, eu consider că agresivitatea, indiferent de forma ei fizică, verbală, este atributul ori a neputinței, ori a reavoinței. Am spus și în comisia juridică și în astăzi în ședința Consiliului Local. N-am să mă opun și nu puteam să mă opun înființării acestui cabinet al viceprimarului dacă exista o justificare, o nevoie identificată de actual viceprimar, de actual primar, pentru a înființa acest compartiment. Pentru că nu vorbim despre angajarea unei persoane, vorbim de o modificare a organigramei municipiului Pașcani și introducerea unui compartiment nou în structura organigramei. Deci lucrurile sunt mai complexe. Într-adevăr, avocatul domnului Rățoi a fost astăzi domnul Pintilie Marius. Agresiv. Într-adevăr, a spus că domnul viceprimar are nevoie de acea extensie și domnul viceprimar trebuie să stea în stradă. Conform organigramei, viceprimarul are în subordine nu numai serviciul de gospodărie comunală și seră și piață, mai are în subordine și muzeul municipal și compartimentul intern de
prevenirea și protecția muncii, compartimentul asociației de proprietari și compartimentul sport, cultură, culte. Iată deci câte compartimente aflate în directa subordonarea vicerului primarului, care nu necesită să stea în stradă. Aceste activități sunt delegate, vor fi delegate secretarului respectiv? Dar nu are cum să le delege. Deci, ca și viceprimar, dumnealui de la cabinetul primarului primește în corespondență sau direct diverse solicitări, adrese de la persoane fizice, juridice sau alte entități publice. În momentul în care primește, pentru că îi se adresează și este în competența dumnealui de rezolvare, apostilează și trimite în compartimentul de specialitate spre rezolvare. Deci niciodată viceprimarul nu va redacta singur un răspuns la vreo petiție sau la vreo problemă. Aparatul de specialitate din primărie, din compartimentul vizat, bineînțeles, după ce discuți cu dumneavoastră la Mureș, redactează acel document, semnează înaintea viceprimarului și apoi semnează primarul. Deci partea de tehnoredactare ar trebui exclusă în acest caz. Celelalte comisii din care face parte viceprimarul, cum ar fi Comisia de Organizare a Circulației sau diverse comisii din care fac parte toți viceprimarii, într-adevăr, nu pot fi delegate ca și atribuții altcuiva. Sunt stricte prin dispoziții de primar sau prin hotărâri de Consiliu Local. De aceea am spus că nu știu ce va face această persoană angajată la cabinetul viceprimarului și eu vreau să îi amintesc și domnului viceprimar și domnului Pintilie. Eu în calitate de viceprimar am avut mai multe atribuții decât are dumnealui și în afară de acest lucru am coordonat 4 proiecte cu finanțare europeană și m-am implicat și în celelalte care sunt în derulare, deci peste 10 milioane de euro, plus că mai urmează încă 2 proiecte care vin din spate. De a pune în balanță activitatea unui primar, a un fost viceprimar, mi s-a părut cumva jenant din partea dumnealor. Fiecare, așa cum am spus și în cadrul Consiliului Local, au fost mai mulți viceprimari ai municipiului nostru. Întotdeauna am pus eu cel personal, am pus în valoare tot ce a făcut bun, pentru că, într-adevăr, Pașcanu a avut viceprimari buni. Poate că unul are o viziune mai mult spre a tăia tuia într-o anumită formă sau a tăia copacii în altă formă. Astea sunt lucruri de amănunt. Ești viceprimar, ești ales local, îți pui în slujba cetățeanului toată puterea și dăruirea și cunoștințele ca să te achizi de atribuții. Nu cred că cineva a stat degeaba cât a fost viceprimar sau primar. Fiecare ne-am implicat. Și este păcat că s-au ajuns la asemenea discuții, dar încă o dată ori este această agresivitate, aceste atacuri uneori chiar la persoană sunt poate generate de faptul că poate sunt nepregătiți, poate nu erau pregătiți cu sistemul administrației locale, poate îi apasă complexitatea problemelor cu care se confruntă în primărie. Eu le urez succes, de ei domnul să fie treaba bună, pentru că interesul este a Pășcăneanului. Dacă prin angajarea acestei secretare, eficientizarea activității la nivelul municipiului, eficientizarea activității viceprimarului va fi atinsă la cote maxime, foarte bine, până la urmă noi pășcănenii ne bucurăm de acest lucru. Da, continui să primesc mesaje privitor la poliția locală. Poliția locală îl protejează pe Vladimir, ăla este șeful Piața pieței. Și mai sunt Vladimir Deal, pardon. Mesaje privitor la desfințarea poliției locale, repet, nu se pune în discuție această chestiune. În niciun caz, dar putem discuta despre eficiența serviciilor. Mă rog. Da, într-adevăr, nici eu nu cred că ar fi oportun înființarea Întâi vă întreb dacă ați înțeles de ce. N-am înțeles de ce, pentru că proiectul de hotărâre nu are în spate întâi celebra cerere, pentru că toți pășcănenii și trebuie să știe când se duc la domnul primar, trebuie să aibă o cerere. Deci nu vii cu mâna goală, da? Vii cu o cerere.
Cu două sau fără? Era o întrebare. Eu acum să-i spun primarul cerere. Orice se întâmplă, o cerere, fă o cerere. Deci nu se poate rezolva nimic, nici măcar nu te ascultă să spui ceva, că trebuie să faci o cerere. Da? La proiect nu avem celebra cerere. Pentru că domnul primar trebuie să-și exprime dorința, pentru că aici este ipocrizia celor din PNL și la Pro-România. Vă aduceți aminte proiectele mele, cel cu traseu urban și cu cel cu transportul elevilor? N-aveam cereri. Deci n-aveam cereri. Am înțeles. Deci, cea mai mare durere a lor a fost că n-am avut cereri. N-am avut cereri din partea părinților, din partea nu știu mai cui, n-am avut cereri, respins. Ei, acest proiect nu a avut cereri. Nu a avut o notă de fundamentare, să știm și noi. Domnul primar, viceprimar, ținând cont că nu știu ce face, ne explice motivul, da? Pentru care nu avem nota de fundamentare. Nimic. Zero. Vreau să știm și noi ce face secretarul, secretar, habar ne avem. Nu știu, vedem, pentru că va fi numit. Deci nu e un, să nu credeți că e un concurs. Aici s-ar putea bat în lemn să nu fie vreo nepoată. Nu, dar el a zis că nu e nici nepoată, nici amantilic. Așa zice el în conferința. Da, deci, citeți din domnul Domnul Rățăi. Nici nu se pune problema. Citeți din domnul Rățăi. Repet, este, subiectul este de interes public din această perspectivă. Pe de o parte, ce rol are, ce trebuie să facă acest secretar? Fișa postului, da? Uite, asta e fișa postului, secretarul, consilier, cum vrea să-i spun, nu are importanță. Să știm ce are de făcut. Pentru că dacă dumnealui ne făcea nota de fundamentare și, ne arăta și fișa postului, lăsa la o parte cererea, ne putem da seama, în regulă sau nu. Da, bine, știți cum e, pe principiu, noi suntem la cioc mic, noi suntem la putere, s-a votat, dar chiar n-a contat. Problema este alta. Pentru că mi-aduc aminte că domnul primar ne spunea în campanie electorală și după o conferință sau două după ce a câștigat alegerile, vreau un aparat suplu și mai bine plătit. Și uitați-vă pe site-ul primăriei, că a început sarabanda angajărilor. Sarabandă! Deci nu exagerez cu nimic când zic sarabandă. E sarabanda angajărilor. Săptămâna și 2-3 angajați, săptămâna și 2-3 angajați. Deci nu se poate așa ceva. Nu se poate. Domnul primar vine din mediul privat. Principiul era corect pe care îl enunța în campanie electorală. Dar era doar așa ca să audă lumea. Acum, nu știu ce să cred, ne-a mințit, aș spune și altfel lucruri. Dar eu zic că ne-a mințit. Da. Asta e. Sperăm să se oprească, pentru că informațiile mi spun că încă se pregătește și alte angajări. Deci nu se poate. Nu se poate. Eu dacă aș fi evitat, dacă aș fi fost în locul lor, aș fi evitat acest lucru, dar cred că aici e o chestie și de orgoliu personal la cuiva care vrea un cabinet personal, cu o angajată personală. Pentru că, într-adevăr, în subordinea domnului primar există cabinetul primarului cu doi angajați. Și un post? Păi nu e. În momentul acesta este angajată doar o singură persoană. Și n-ar fi putut să fie angajată. Exact, despre asta vorbesc. Se putea, dacă așa, într-adevăr, se putea angaja și să-l dea alături de viceprimar ca să colaboreze. Dar să înființezi tu un cabinet special pentru viceprimar, cred că ține puțin și de orgoliu. Mie mi s-a reproșat că și eu am colaborat cu doi consilieri. Da, am colaborat și foarte bine, chiar că am colaborat. De comunicare. Consilierii domnului primar. Da? Pentru că noi aveam o echipă. Nu conta că e consilierul primar și îmi colaborează cu mine viceprimar. Mie nu mi-a trebuit un cabinet, un consilier al meu care vorbesc numai eu viceprimar și domnul primar vorbește doar consilierii lui. La domnul primar Pantazi, un consilier întotdeauna a fost dat pe compartimentele deficitare cu personal și unul a fost pe comunicare. Da, e interesant. De ce discutăm despre acest subiect? Păi, haideți să analizăm puțin. Vor fi costuri, repet, pentru acoperirea salariului și pentru datoriile care se plătesc la stat. Și sunt aproape convins că vor depăși bine 5.000 de lei pe lună. Asta înseamnă undeva un 6, 60, 70 de mii poate pe an.
Am întrebat, de exemplu, cât anume s-a cheltuit anul trecut pentru acele ajutoare de urgență acordate persoanelor care au nevoie de bani în situații deosebite. Am înțeles că în jur de 90.000. Bun. Nu credeți că ar fi fost mai util, poate, majorarea bugetului pentru situații de urgență și găsit o altă soluție în situația dată pentru viceprimar, dacă într-adevăr are nevoie de un punct de sprijin? Cred că în interiorul primăriei s-ar fi putut găsit o astfel de soluție. Repet, cabinetul primarului are doi consilieri prin lege, este angajat unul și foarte ușor putea să mai angajeze încă unul, dacă nu cumva este ocupat postul și nu știm noi, adică nu vine persoana la serviciu sau ceva. Dar cert este că un singur salariat este consilierul primarului și anume purtătorul de cuvânt. Sau poate e nevoie de cineva să facă fotografii. Da, cu siguranță vom vedea aceeași abordare pe care o are și domnul primar când se duce și se uită într-o ghenă, în ceva pe acolo, pentru o gaură sau la ceva și va fi fotografiat. Nu pot să remarc aici limbajul agresiv și al domnului primar la adresa doamnei Nedelcu. Nu că ar fi numai la adresa doamnei Nedelcu, pentru că eu, după cum știți și dumneavoastră sau cei care s-au uitat, am încercat să atrag atenția domnului primar că sunt în cabinetul domniei sale, de s-a angajat lui, colegilor lui de partid, și mă refer la domnul Dantu, care, fiind purtător de cuvânt, își permite să facă politică, deși nu are... Aș vrea să discutăm subiectul ăsta, pentru că este mai amplu pe finalul emisiunii, pentru că merită discutat, analizat. Lumea are nevoie de un răspuns. Așa sunt politicienii? Ăsta este viitorul politic și administrativ? Sau nu. Sunt doar derapaje și pot fi părătate? Vă spun ce am văzut eu astăzi și până acum. Modul cum cei de la PNL au înțeles să facă politică, anume numai prin jigniri. Ei nu vin niciodată cu un argument. Cum termin argumentul? Agresivitatea devin agresiv și te jignesc, da? Cu injurii și pe Facebook și chiar și în timpul și cu aroganță de aia așa dus, știți cine sunt eu, știți? Nu dă bine din punctul meu de vedere, pentru că eu astăzi am încercat să mă expun într-un punct de vedere și domnul primar, prin atitudinea lui și prin atitudinea lui arogantă, cred că a pierdut multe puncte. Pentru că el ar fi trebuit să mă asculte și să eventual să spună asculta ce aveam eu dispus, dar nu a făcut-o. M-a întrerupt el, m-a întrerupt președinta de ședință, ea are o simpatie aparte față de mine și nu pot spune trei cuvinte că mă și întrerupe, și ceilalți colegi la PNL. Deci așa o agresivitate, sincer vă spun, astăzi când am ajuns acasă pe ședință, stăteam și mă gândeam la consiliile trecute, nu ce am avut noi, ce am prins, deci mă refer de la Crăciunescu încolo, deci la 2016 în spate, da? Eleganță și bun simț. Ceea ce se întâmplă astăzi în Consiliul Local este punct. Deci nu mai spun mai departe. Au mai fost câteva perioade... Dar uitați-vă la oamenii ăia, uitați-vă la discursul lor, cum vorbeau și cum se adresau. Bun, deci nu era, dar nu au mai fost. Mi-aduc aminte ce partide erau cu domnul Rusu. Și dacă ne uităm, erau pe argumente, și ca să mergem, să facem strict, cum spune, delimităm, uitați-vă la PNL-ul, oamenii care erau la PNL, pe timpul lui domnul Crăciunescu. Vedeți ce frumos vorbea și cum se discuta. Deci nu, când erau de acord, asta era problemă. Dar nu se jignea, nu era atitudine arogantă, impertinență și injurii. Deci, vreau să mai completez și eu ceva. Să știți dumneavoastră că agresivitatea, lipsa de respect arătată astăzi de domnul Pintilie, cel puțin față de persoana mea, de fapt reprezintă o agresivitate și o lipsă de respect pentru o parte din cetățeni. Pentru că nu poți, în momentul în care oricine ar fi, consilier local, simplu cetățean,
îți adresează o întrebare care poate, da, încearcă să-și lămurească niște aspecte cu care tu nu ești de acord în ceea ce privește proiecția și gândirea domnului Pintilie, să primești un asemenea stil de comportament, din punctul meu de vedere, este atributul lui omului slab și lipsit de argumente, pentru că un om educat, cu respect, n-ar trebui să jignească, cel puțin de pe poziția dumnealui, ar trebui să asculte toate opiniile, să fie un mediator între toate partidele cu care suntem, în Consiliul Local, pentru că, repet încă o dată, nimeni nu are decât un singur interes să muncim pentru poșcănenii care ne-au trimis acolo. Bun, sunt întrebat unde sunt persoane interesate să depună CV-ul pentru secretarea viceprimarului. La alegeri. Nu mă pot da eu răspunsul ăsta. Și postul este ocupat. Deja este ocupat înainte de a fi redactat acel proiect, deja era persoana, era aici în buzunarul. Da, deci vă obosiți degeaba, nu? Sau dacă vreți, adresați-vă primăriei Pașcani. Sau domnul viceprimar, că el, cred că o să ocupe. Și ca să încheiem cu subiectul cu agresivitatea din Consiliul Local și în afara lui, pentru că m-a spus și domnul Bodoașcă vine cu injurii și cu insulte. Trist este că am sesizat că colegii domnului Pintilie, al domnului Bodoașcă, au făcut scut în jurul lui. Vreau să le răspund. Domnul Lariu, dacă tot spunea că discutăm la sfârșit, dar haideți să epuizăm subiectul acum. Puneți titlul pe burtiera pe ecran. Deci, haideți să discutăm subiectul ăsta. Ce anume v-a deranjat? Cine v-a deranjat și cum? Și mă refer la expunerea mea de la începutul ședinței, ca să nu deranjez ședința. Am vrut să-i atrag atenția domnului primar că colegi și nu numai colegii sunt sub ordinea sa și la partid și în cabinetul lui, da? S-a angajat de domnul primar prin semnătura lui. Plătiți din bani publici. Plătiți din bani publici. Problema este că unul este purtător de cuvânt și acesta, în loc să ne spună adevărul... Dar aici faceți o confuzie. Este purtător de cuvânt al primarului și nu al primăriei. Al primarului, dar nu-i plătit din banii primarului. Asta e adevărat. Dar să faceți diferența, pentru că mi s-a atras atenția în sensul ăsta. Asta nu înseamnă că trebuie să facă politică. Și doi, să mintă opinia publică, pentru că el trebuie să dea încredere în primar. Unde a mințit? Păi, într-o postare pe Facebook îi spune că... Bine, spune că sunt actor, că sunt politicianist, că, în fine, adică nu mai erau. Da, nu mai erau, că... Despre cine vorbiți? Domnul Dandu. Ne spune că, și să vă spun toată fraza, că despre transportul, în primul rând, nu există o solicitare din partea instituției. În ședința Consiliului de Administrație a fost ridicată această problemă și membrii comisiei de acolo au hotărât că nu este necesară asigurarea transportului. Eu îi spun domnului... Face referire la subiectul cu elevii de la școala Iobatica. Referitor la traseu, adică cu transportul copilor, domnului spun că s-a hotărât în Consiliul de Administrație că nu este nevoie. Să-mi dați și mie să intru pe subiect. Nu, efectiv, deci nu există așa ceva. Doamna director, știe, este membru în CEA-ului de acolo și o să-ți spună mai acuș. Mai mult de atâta, am vrut să-i atrag... Bine, în timpul acesta n-am putut să vorbesc domnul Pintilie cu... N-aș mai cataloga modul lui de adresare. Colegii lui de partid m-au atacat, m-au întrerupt fără un pic de bun simț, în sensul că ar fi trebuit să mă lase să îmi spun ce am de spus. Da? Ajustați-vă, vă rog, apreciere. Eu așa am văzut și, sincer vă spun, am simțit mult mai, dar încă am încercat să fiu mai drăguț. Mergând mai departe, am văzut colegii lui care îl susțin, și asta este grav din punctul meu de vedere, am vrut să-i aduc la cunoștință, n-am apucat să-i spun tot ce aveau de spus, pentru că m-au întrerupt, încercat să mă bulverseze, oricum discuția să o duc în altă direcție, cumva poate eu spun ceva și să iasă un scandal,
poate colegilor de la televiziunea favorită îl iese un subiect... Iar de luați de presă. Da, dar ce să fac, știți, când îți cumperi presa... Da. Aveți dovezi? Nu am dovezi, dar știu mai multe, vă pot spune, și alte amănunte din alte direcții. Mergând mai departe, vreau să spun că domnul Bodoașcă nu numai pe mine m-a jignit. M-a făcut, la un moment dat m-a făcut că eu aș fi o rușine, sau eu, sau caracterul meu, o rușine pentru rasa umană. Asta adică, v-a rămas din părinte. Păi nu se poate că în momentul când spui chestia asta pentru rasa umană, ai trebuit să depășiți. Un criminal, un animal, nu pot să-mi dau seama. A cărui regn animal aparțin eu, dacă nu sunt om, da? Și nu pot spui, suntem totuși, avem dumnealui administrator public, city manager, da? Deci nu te poți adresa, să spui, să faci pe cineva prost. Bine, că el a făcut-o, să zicem așa, într-o... Subtil, într-o... că zic că, știi, într-un proverb. Da. Și eu spun domnului Bodoașcă, sau și domnului Pintele, cum toți suntim proști, da? Cum ne cred ei. Frumos ar fi fost să-și ceară scuze, da? Pentru că așa este normal, ținând cont că nu-i prima dată când mă atac și domnul Bodoașcă are o serie de atacuri, nu numai la adresa mea, și la adresa colegilor de la PSD, nenumărate. Da? Și ca să închid discuția, și voiam să spun că o vorbă românească spune că cei care se seamănă se adună. Și asta este valabil pentru colegii domnului Pintilie și al domnului Bodoașcă și al domnului Dandu. Deci cei care se seamănă se adună. Îmi pare rău, trebuie să vă pun în aceeași oală. Pentru că n-am văzut pe nimeni să ia atitudine față de acest comportament agresiv și injurios. Rușine PNL. Bun. Da, nu. V-ați descărcat, vă înțeleg, dar, repet, cei de la PNL au fost invitați să participe la această emisiune. Dacă sunteți pe recepție, urmăriți emisiunea, vă aștept să interveniți dacă aveți ceva de spus. Trebuie să fac o precizare. De câteva săptămâni de zile, de când discutăm despre subiectul, mai ales despre acest subiect, cu școala Iordache Cantacuzino, am observat o încăpăținare pe care eu nu pot explica. Nu găsesc un sens. În esență, subiectul este cam așa. Administrația locală a luat decizia ca școala să fie închisă, Iordache Cantacuzino, pentru renovare și copiii să fie mutați la alte școli. O parte din ei, mulți și mici, au fost mutați la școala Ion Creangă din Fântânele. Deci am mers cu mașina, am măsurat în jur de 1,5 km până acolo, deci 3 km cu aproximație dus întors pe zi pentru micuți. Noi am fost, am filmat acolo și dacă vă uitați cu atenție în cadre, mai ales dimineața, sunt mai ales bunici care vin și își aduc nepoții la școală. Cu greu și îi aduc. Și e o hormalaie, o aglomerație acolo dimineața, ceva de nedescris. Bun. Unii fac naveta din Vatra, am înțeles. Deci din Vatra vin, vă dați seama de unde vin și unde trebuie să ajungă. Cu cât timp se trezesc ca să ajungă la școală, nu? Fiecare 5 minute sunt valoroase dimineața pentru un copil, nu? Și pentru părinți și pentru bunici. Ori chestia asta nu contează absolut deloc. Noi am insistat ca administrația locală să pună un autobuz pentru transportul copiilor. Și situația putea fi reglată în timp. Că nu este nevoie de un autobuz, e nevoie de un microbuz, e nevoie de mai puțin sau mai mult. Și regulile puteau fi reglate în timp. E o încăpăținare, ceva de neimaginat. De ce? Pentru că a venit domnul Lariu cu proiectul, din fericire sau din păcate, dumnealui a venit cu propunerea asta. Și de atunci, doamne, nu și nu. Nu și nu. La fel a fost și cu parcul industrial, vom discuta imediat. Bun, și văd așa o avalanșă de un atac fără precedent la adresa domniei sale. Chiar nu mă interesează din ce partid face parte. Dar dacă cineva vine și propune un proiect de hotărâre și proiectul ăla de hotărâre
îmbracă un interes public și este vorba despre un interes public, de ce nu discutăm despre problema respectivă? De ce ne facem că nu există problema respectivă? De ce discutăm doar despre olariu? Olariu e bun, olariu e rău. Ce vină are în contextul ăsta? Că a făcut un proiect de hotărâre. Că nu e complet, că are mai multe virgule, că e scris cu negru sau cu albastru. Cui pasă? Dar nu ne pasă de copilașii aia care au o problemă serioasă. Și nu discutăm despre ei niciun fel. Discutăm despre olariu. Pe bune. Parcă noi suntem la grădiniță. Și parcă sunt mai responsabili copiii aia care înțeleg să ajungă la fix, fără să întârzie la ore. Nu? Așa a raportat conducerea școlii. Dom'le, copiii n-au întârziat la ore, prin urmare n-au nevoie de transport public local. Halal logică. Bun. Bună. Da, într-adevăr, eu fac parte din Consiliul de Administrație al Școlii Iordache Cantacuzino. Recent, acum după ce s-a votat în Consiliu, sunt membru în Consiliul de Administrație. Dacă vă aduceți aminte, semestrul 2 și școala în format fizic a început printr-o mare ezitare și nepregătire din partea guvernului actual. Cred că era joi seara și nu se știa dacă va începe școala în mod fizic și cum va începe școala. Cert este că vineri s-a hotărât, luni, toți copiii merg la școală, indiferent că există distanțare, nu există, indiferent dacă școala e pregătită sau nu. Ceea ce este foarte bine, eu sunt adepta și susțin copilul, trebuie să fie în școală, dar totuși să-i oferim și securitatea fizică și sanitară necesară. Și în acest context, primind ordin de la minister, începem școala, vineri s-a convocat o ședință extraordinară a Consiliului de Administrație a școlii, o ședință online, care a avut ca principal punct pe ordinea de zi aprobarea, ca așa solicita inspectoratul școlar, aprobarea scenariului după care se va învăța în școala respectivă. Deci nu s-a vorbit despre transport. Absolut deloc. Nu s-a vorbit despre transport. Este ședința la care am participat. Eu nu cred că alte ședințe au abordat acest subiect pentru că nu se știa dacă se revine la școală. Toți copiii învățau online. Și cred că nu a fost pe ordinea de zi dacă să asigurăm transportul din moment ce copiii învățau online. Eu, la capitolul diverse, mi-am permis, fiind și nou în Consiliul de Administrație, fiind o chestie de noutate, copiii deplasându-se acum pe o distanță mult mai mare către școala Ion Creangă, lucrând cu drag la acest proiect cu finanțare europeană, pentru că mi-am dorit foarte mult școala în care am învățat să fie o școală frumoasă, să ofere condiții copiilor. Și am întrebat conducerea școlii și ceilalți colegi din Consiliul de Administrație dacă se impune, dacă este nevoie, dacă consideră că ar trebui căutate soluții la nivelul administrației locale, fiind reprezentant la Consiliul Local în Consiliul de Administrație, pentru asigurarea transportului copiilor, pentru că, într-adevăr, copilul s-a înscris la acea școală, la școala Iordache Cantacuzino, datorită proiectului european, administrația locală a hotărât distanțarea, uneori pe o distanță foarte mare a copilului, de la școala în care învăță la altă școală. Și eu așa am considerat, dacă sunt copii cu nevoi speciale, copii care vin de la distanțe foarte mari, copii care nu au părinți, bunici sau alte rude care să-i aducă spre școală, noi ca și comunitate, ca și Consiliul Local, să le oferim acest sprijin. N-a fost luată nicio decizie, deci o hotărâre a Consiliului de Administrație este o hotărâre care se tipărește și se registrează exact ca și hotărârile de Consiliul Local. Dacă domnul Dandu știe că există această hotărâre, nu vreau să nu facă public. Nu este, și noi ne-am interesat. Nu este. Este. Deci nu are sens să inducem în eroare părinții și eu cred că nici nu ar trebui să așteptăm cereri de la părinți. Încă o dată repet, noi, Consiliul Local, noi, autoritate locală, avem obligația să sprijinim acești copii. Bun. Chiar așa. Chiar așa. Primăria, Consiliul Local are obligația, dar a respins proiectul respectiv, pentru că nu este o cerere, nu? Da. Și copiii fac... naveta în continuare. Văd tot felul de comentarii. Doamne, înainte făceam naveta pe jos. De acord. Și eu am făcut naveta pe jos,
mulți ani de zile, de la Lunca până în zona Vale, la CF Unirea, și de două ori pe zi uneori. Da? Am făcut naveta, știu ce înseamnă naveta, dar asta nu înseamnă că trebuie să facă toți același efort, iar timpurile nu pot fi comparate. Înainte nu era fluxul de mașini care este în momentul de față. Nu erau pericole care sunt acum. Uitați și dumneavoastră ce este pe stradă. Da? Nici în mașină nu te simți în siguranță. Vorbim totuși de copii mici care se chinuie să traverseze strada și așa mai departe. Unii sunt însoțiți, alții nu. Sunt copii care merg singuri la școală, pentru că părinții sunt la servici. Puteți înțelege lucrul ăsta? Deci părinții sunt la școală și nu au cu cine să-i ducă. Adică ar trebui să vă gândiți și la acest aspect. Nu toți părinții sunt primari, consilieri local, oameni de afaceri, cu mașini la scară și servitori. Sau familii numeroase. Sunt familii simple, noi cu cei cu care am vorbit, sunt oameni simpli care așteptau să plece la serviciu, erau sub presiunea timpului, aveau timp de cere, tot asta zic. Primarul tot solicită cere, până să mi se aducă o cerere, să-mi spună, l-am întrebat câte cereri când anume urmează să fie rezolvată problema. Credeți că avea un răspuns? Nu există, evident, o mare bătaie de joc. Cât mai multe cereri? Nu există un număr, un maxim, vreau 20, vreau 200. Nu, el vrea cereri. Nu? Așa, e un motiv, în mod evident. Vreau și adresa, și numărul de copii, și unde fac naveta. Poate dorești și un traseu cu GPS sau ceva. Pe bune. Adică să muncească săraci oameni, părinții în locul dumneavoastră. Vi-e greu să luați o decizie? Vă este greu să dispuneți și să plătiți din banul public, din banii strânși de la cetățeni? O cursă pentru elevi? Asta este o mare bătaie de joc. Vă dau exemplu astăzi. A venit domnul viceprimar fluturând o singură cerere depusă de un membru al Consiliului de Administrație care stă într-un bloc aici ANL sau social în zona asta și care are doi copii. Și spunea, doamne, câteodată îi duc eu de cele mai multe ori, dar au fost momente când s-au dus și singuri. Pentru că trebuie să ajung la servici. Bun. Îi pasă cuiva din primărie, dar o singură cerere, o singură cerere atât. Și a fost prezentată ședința Consiliului Local ca un fel de victorie, adică ceva a venit unul de la partid, că e membru vostru de partid, așa da. Zicea, și a depus o cerere. Oameni buni, chiar nu mai vedem privirea de ansamblu. Deci noi am făcut 3 sau 4 reportaje. Au venit și cei de la Antena 3, au vorbit tot cu cetățenii. Ei au venit dimineața și au vorbit cu oamenii. I-am spus domnului viceprimar astăzi că împachetez, pun pe CD toate acele discuții, interviuri cu cetățeni, cu părinți, unde spun, doamne, da, vrem autobuz. Ar fi bun un autobuz, până și aia care locuiesc în zona au spus, da, doamne, e nevoie de un autobuz, pentru că e aglomerație, trafic aici cu mașini dimineața și e periculos. Bun, și i-am zis domnului viceprimar că le pun pe un CD și le transmit cu adresă către primărie. A luat foc. Că nu are nevoie de așa ceva, că să le trimit la școală. Deci vă dați seama cât de mare este interesul la nivelul administrației să aibă cereri? Nici. E zero interesul. Este zero. Da? Da. Știu că sunt unele discuții vis-a-vis de ceilalți copii care fac naveta de la distanțe mari și le este greu. Corect. Aveți perfectă dreptate. Aici nu este vorba de discriminare. Aici vreau să se înțeleagă foarte clar. Este o situație creată artificial pentru a se moderniza această școală și noi am îndepărtat copilul de școală. De aia noi, ca autoritate locală, avem această obligație. Sunt OAT-uri și mai mici decât municipiul nostru și cu resurse financiare mult mai puține, care, în momentul în care au început copiii școala, tocmai pentru a se evita răspândirea acestei boli, au pus trasee separate pentru elevi, deci sunt autobuze cu trasee bine stabilite, cine vrea să se urce, se urcă în autobuz. De exemplu, Iașu, dar Iașu, sunt și localități mai mici. Acolo se poate.
este însoțit de un polițist local, astfel încât să nu se suie și altcineva decât strict elevii. Se face un traseu în jurul școlilor și aici am putea rezolva și problema copiilor din Luncă, din Sodomeni și de peste tot de unde vin. Deci dacă s-ar vrea, dacă ar exista dorința de a veni în întâmpinarea nevoilor reale ale copiilor în primul rând și a cetățenilor, se poate. Dar încă o dată eu vreau să fac apel la ceea ce spuneau și domnul Pintilie și domnul Rățoi, că ei sunt în sprijinul cetățenilor, vor colaborare cu toate forțele politice, niciodată nu vor face ceva să nu ajute pășcăneni. Păi dacă domnul Ariu vine cu un proiect în sprijinul copiilor și voi, nu numai că se opun, că până la urmă s-au opus, puteau să vă spună din rațiuni financiare sau alte rațiuni, dar nu numai s-au opus, au transformat acest subiect atât de sensibil, această temă atât de necesară copiilor, l-au transformat într-un bâlci. Și au pus o presiune și emoțională și politică foarte mare asupra cetățenilor din Pașcani. S-au împărțit în tabere, că vrem și noi de la școala cu tare, deci este păcat, nu așa se rezolvă problemele cetățenilor. Nu cu stilul ăsta de abordare, de a refuza orice idee, orice demers, orice întrebare, orice propunere care ți-o face altcineva, dacă nu este din partidul dumnealor. Domnul viceprimar urmărește emisiunea și mă bucură că urmărește emisiunea și într-un fel participă la această emisiune. Iată, scrie pe Facebook: mințiți, domnule Cojocaru, discuția a fost ca părinții să depună cererile la secretariatul școlii. Da, am spus lucrul ăsta. Dar eu când am spus că eu voi depune la primărie o adresă cu CD-ul și cu cererile video ale părinților, care a fost reacția dumneavoastră? Ați început să țipați la mine și să mă amenințați. Nu? Că nu știu ce am făcut, eu am făcut presiune asupra directorului școlii, da? Și ați căutat rapid mesaje de pe WhatsApp, nu? Le-am publicat, acele mesaje sunt pe pagina de Facebook a mea, sunt discuții privitoare la această chestiune cu directorul școlii, care refuză și acum să răspundă la telefon. Și de fiecare dată adresam aceeași întrebare, dacă are un punct de vedere, dacă a rezolvat această chestiune, dacă a pus-o în discuție și așa mai departe. Și voi continua acest demers. Chiar dacă unii consideră că este un fel de presiune, nu e niciun fel de presiune. Îmi fac treaba, pun întrebări și eu nu prea înțeleg. Doamna directoare a uitat că este directorul unei unități școlare și că are anumite atribuții în sensul ăsta? Poate nu este comodă tema. Înțeleg. Dar presa este bună nu doar a promova sau pentru a promova chestiuni pozitive. Iată, avem un subiect acum, care nu e convenabil pentru toți. Nu poate să răspundă, să clarifice? Ce înseamnă asta? Se duce reporterul, nici n-a apucat să-i pună o întrebare, o amenință cu poliția. Despre ce vorbim? Da. Eu cred că lucrurile nu sunt deloc acolo unde trebuie să fie. Haideți să ne gândim mai întâi la interesul copiilor și atât. Mi se pare nefiresc ca directorii și profesorii să nu se gândească la copii, să nu ceară primăriei să-și facă treaba și mi se pare la fel de nefiresc ca viceprimarul și primarul, în loc să meargă să discute cu părinții. Dom'le, se duce primarul să uită în tomberoane. Dar nu se duce să discute cu părinții care își duc copiii la școală. Nu? Du-te, bine, și vorbește cu oamenii. Dacă nu ai încredere în presă, du-te și vorbește cu oamenii în stradă și întreabă: oameni buni, aveți nevoie sau nu aveți nevoie de transport? Nu. El așteaptă cereri depuse la primărie. Să fim serioși. Voiam să spun că faptul că doamna director nu răspunde la mesajele dumneavoastră e clar, e un blocaj. Blocaj care este pus tocmai din partea administrației. Aici este întrebare. Pentru nu că eu sunt sigur că doamna director comunică și cu domnul primar și cu domnul viceprimar. Ei au intrat, cum se spune pe românește, au intrat pe fir și totul este blocat în comunicarea cu presa. Pentru că domnul viceprimar, să-mi pare rău, tot venea și cu dumneavoastră și îmi spuneați că dumneavoastră vreți. Nu vreți. Ați votat că nu vreți. Ce îmi spuneți că vreți, dar nu vreți? Mie îmi spuneți că vreți, dacă îmi votați, spuneți că nu vreți. Și îmi pare rău să vă spun că
Mi-aduc aminte la măsuța asta, uitați-vă, asta roșie, la care erați când spuneați, când va fi ceva, eu nu fac alianță cu nimeni. Uitați-vă în ceea ce spuneați dumneavoastră. Și sper să găsesc pe mare așa, să vă pun în fiecare zi. Nu faceți alianță cu nimeni și când va fi un proiect pe ordinea de zi care va fi pentru cetățeni, veți vota indiferent de situație. Uitați-vă în oglindă, domnul viceprimar. Și mai mult de atâta, vis-a-vis de acest proiect cu transportul, a fost și traseul urban, care rezolva și mobilitatea celorlalți elevi. Celorlalți elevi, când se punea discuții, dacă era acel traseu urban, domnul viceprimar, pe care dumneavoastră nu l-ați votat, l-ați respins prin votul dumneavoastră, pentru că și abținerea e tot o respingere, da? N-a trecut. Dacă votați pentru, trecea. Deci, ca să fiți bineînțeles, nu spuneți că sunt nuanțe. Și trecea acel autobuz, fântânele, nu știu, Kaufland, habar n-am, că era o sumă de fezabilitate. Eu dau așa niște repere. Zona aerodrom, deal, vale și zona Vatra. Să vedeți că elevii nu mai, poate chiar nici mai aveau nevoie de transportul ăsta. Bun, vă întreb pentru că poate chiar nici mai aveau nevoie. Vă dacă strânge semnături. Da, am început un demers pe Facebook. Bun, oamenii respectiv nu-i găsiți pe Facebook. Cred că de luni voi ieși în stradă. Chiar voi merge. Chiar voi merge. Singur mă voi duce, am încercat să văd. Nu știu, n-am încercat colegii de la PSD să-i întreb. Dar dacă, nu știu, acum depinde fiecare după disponibilitate, că bune, au timp, nu? Dar luni voi fi acolo. Anunț că îmi voi face și eu timp. Deci luni voi fi acolo dimineață. Pentru a ieși în stradă, pentru a strânge semnături, a vorbi cu părinții, a-i convinge să semneze. Așa și sper să fie suficiente semnăturile, stimați domn de la primărie, da? Și cu nume, pe nume și semnătură. Așa, pentru a-i convinge pe oameni să semneze așa încât să fie pus la dispoziție transport pentru copii. Voi găsi o soluție, timpul necesar, în fiecare zi, o jumătate de oră, o oră, să fac lucrul ăsta. Domnule primar, domnule viceprimar, ieșiți în stradă, nu mai căutați prin tomberoane, mergeți și vorbiți cu oamenii în situația asta. Vorbiți cu părinții și întrebați-i direct, nu așteptați cereri, hârtii, justificări în primărie, da? Mergeți și vorbiți cu oamenii pe stradă, întrebați-i direct dacă au sau nu au nevoie și veți afla răspunsurile imediat. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și becea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. New Art a devenit Aroma Ristorante Epizzeria. Acum găsiți la noi bucate alese, gătite de bucătari premiați, cu specific italian și românesc. Servim pește și fructe de mare, pizza, paste, aperitive, ciorbe, salate și desert, precum și meniul de bar-cafe. Ingredientele sunt fine, atent selectate, furnizate de producători recunoscuți pentru standardele de calitate. Vă puteți relaxa într-un decor care preia elemente din arhitectura mediteraneană, conceput pentru cei care doresc să se bucure de ceva bun sau de o simplă cafea. Se fac și livrări la domiciliu sau evenimente private.
Aroma Ristorante Epiceria, în zona centrală a municipiului Pașcani, vis-a-vis de Oficiul Poștal Deal. Relații la telefon 0729 422 499. S-a deschis o nouă stație ITP în municipiul Pașcani. Ando Service Center oferă servicii de calitate pentru autoturisme și camioane. În noul sediu găsiți aparatură de ultimă generație, dar și personal calificat cu multă experiență. În aceeași locație este un centru de verificări tahograf, limitatoare de viteză și un servis pentru reparații complexe și diagnoză pentru camioane și remorci. Încercați cu încredere serviciile oferite de noua stație ITP Ando Service Center. Sediul se află pe strada Gării numărul 50 Pașcani, înainte de bariera spre Suburbia Lunca pe partea dreaptă. Programul este de luni până vineri, între orele 8-18, iar sâmbăta până la ora 12. Relații la numărul de telefon 0726 291 557. Pe pauză de publicitate. Deci am revenit. Invitații mei, doamna Gabriela Nedelcu, consilier local PSD, și domnul Sorin Olariu, consilier local PMP, cel care, iată, a ajuns să enerveze foarte mult prin inițiativele pe care le are. Aș vrea să discutăm puțin despre un subiect extrem de important. Și citesc, iată, o știre de pe 19 februarie. Comuna Mosca ar putea avea parc industrial. Înaintea municipiului Pașcani, Consiliul Județean, ea și-a solicitat primăriei din Mosca, minim 10 hectare de teren cu acces la drumul național sau cel european și la utilități, apă, gaz, metan, electricitate, în vederea amenajării unui parc industrial. Investiția ar urma să fie făcută din fonduri guvernamentale de către Consiliul Județean, iar utilitățile trebuie asigurate de administrația locală. Primarul comunei, Constantin Serioja Hobincă, spune că va pune la dispoziție 20 de hectare de teren între Băureni și Soci, la drumul european E85, pe unde va trece A8 autostrada, în apropiere de balastieră, iar răspunsul a fost trimis deja Consiliului Județean. Cum sună asta? Cum sună asta? În contextul în care, la Pașcani, subiectul parcului industrial a fost unul din principalele de pe agenda politică în campanie electorală. Vă aduceți aminte câte cuvinte, câte înregistrări video au fost făcute, câte declarații politice privitoare la parcul industrial din Pașcani. Că este nevoie de parc industrial și că dacă vine actuala administrație, va rezolva această chestiune cu suportul Consiliului Județean, al Guvernului și al întregului univers. Bun. Mosca ne-a luat-o înainte, dacă vă puteți închipui. Și dacă mai stăm mult pe loc, vom vedea și alte comune care vor face fix la fel. În decembrie a fost un proiect de hotărâre, inițiat tot de Lupu Cerău. Proiect de hotărâre pentru un studiu de fezabilitate care să facă ce? Să analizeze unde anume putem și noi să facem un parc industrial în Pașcani, că vorbim de foarte mult timp de el. Da? Adică să vină un specialist să se uite la geografia municipiului, da? Să consulte hărțile și să vadă, doamne, să spună un specialist, doamne, cam aici sau aici ați putea face o dezvoltare economică, un parc industrial. Ce credeți că s-a întâmplat cu proiectul respectiv? Nu a fost votat de consilierii PNL și Pro-România. Motiv pentru care proiectul nu a trecut. Cu un concurs evident al primarului. Da? Care au fost argumentele? Păi lasă că o să facem noi. Când o să facem noi? Nimeni nu știe. Acum câteva zile, domnul primar a ieșit cu o altă gogoașă. Și anume că el are ambiția asta de a face parc industrial fix unde a fost legume fructe. Da? Acolo fiind teren agricol. Cu sarcini, cu probleme în instanță, că se judecă unul cu altul, cine are proprietatea, posesia și așa mai departe. Adică chestiuni de rezolvat și care nu pot fi rezolvate de azi pe mâine. Probabil în luni, din punctul meu de vedere, în an de zile. Dacă n-a fost rezolvată până acum, îmi este greu să cred că în următoarele luni această chestiune va fi rezolvată. Bun.
Dar domnul primar are ambiția fix acolo, să facă parc industrial. Fără să meargă un pas mai departe și să fie interesat, doamne, dar pot să fac? Dacă sunt probleme acolo, eu pot să intru. Pot să pun terenul la dispoziție. Este cea mai bună variantă și așa mai departe. Nu, el susține, pur și simplu, acolo vreau. Are el o vorbă, părerea mea. Când era politician doar, părerea mea era părerea lui, care a avut până la urmă și un efect, a ajuns primar, dar acum sunt și efecte de altă natură, efecte asupra noastră, asupra comunității, administrative și așa mai departe. Bun. Cealaltă variantă, dar tot așa la stadiul de teorie, a fost administrație. Și anume, teren identificat undeva la Sodomeni. Acolo este pășune, nu teren agricol. Și una și cealaltă, suprafețele respective, ar trebui trecute din domeniul respectiv, adică din pășune să fie trecut în domeniul public, cu utilitate publică, terenul agricol să fie de asemenea trecut în domeniul public. Deci efortul ar fi necesar și într-o parte și în alta. Dar nu se vrea acolo la Sodomeni. Care ar fi interesele? Chiar nu știu. Unii zic că nu se poate. Dar nu știm argumentele. Pur și simplu nu se poate. Vrem în altă parte. Oameni buni, dumneavoastră știți unde Pașcaniu ar avea 20-30 de hectare disponibile de teren? Iată, domnul primar ține morțiș la legume fructe. Probabil terenul e mai afânat, mai gras. La Sodomeni este mai păscut, mai arid. Știți în altă parte unde Pașcaniu ar avea teren disponibil pentru parc industrial? Există vreo rețetă unde anume căutăm în boabe de cafea, în zaț, în ce anume? Care este metoda prin care putem afla? Primarul a zis că va începe inventarul domeniului public începând de luni, nu? Da, așa. Început bun. Mai de mult, dar nu știe dumneavoastră. A început mai de mult, da? Bun, și se termină într-o săptămână, într-o lună, cumva, într-un an? Nu, el este început în urma modificării codului administrativ, s-a propus, prin lege este propus reinventarierea în totalitate a domeniului public și privat. Nu, nici prea curând, nici din această abordare. Să știți că din dispoziția inițială care a dat-o domnul primar Pantazi și probabil dumneavoastră a schimbat numele care nu mai există acum pe poziții, fac parte un număr foarte mare din funcționarii primăriei, din experți, pentru că este un lucru de durată și de timp. Încă de atunci, compartimentul patrimoniu, cei de la Direcția Agricolă au început această inventariere, dar nu este un lucru că faci inventarul într-o clădire și imediat ai încheiat. Normal, domnul a venit ca primar, vechile dispoziții s-au schimbat pentru că s-a schimbat primarul și continuă acest inventar și eu chiar mă bucur să-l definitiveze cât mai repede. Bun, dar fac aici o paranteză. Dacă tot se face inventarul domeniului public, cine îl face? Nu știu cine. Poate caută și pe la magazinele Lorimer. Sunt niște suprafețe acolo deținute de primar. Și ba sunt, ba nu sunt. Ba sunt scări, ba nu sunt scări. Ba e terenul respectiv, ba a făcut parcare, nu se știe a cui. E de domeniul public sau... Nu? Poate sunt făcute clarificări și în sensul ăsta, nu? Pentru că unii, iată, își lărgesc magazinele pe trotuare, iar alții sunt puși să aducă cere, să umble o hârtie de pe o parte pe alta ca să obțină dreptul pe care îl are. Problema municipiului nostru, problema pe care eu am ridicat-o inclusiv în campania electorală, pentru că, așa cum ați spus, a fost o temă atât de dezbătută, atât de mult promisă de toate partidele. Deci o problemă pe care am ridicat-o a fost faptul că municipiul nostru nu dispune de o suprafață compactă, astfel încât să se preteze pentru amenajarea unui parc industrial. Cât ar fi necesar? Minim 20 de hectare, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și Pașcaniu nu are 20 de hectare disponibile? Disponibile la un loc nu. Sunt acele pășuni, dar regimul pășunilor este cumva foarte strict reglementat de lege pentru a schimba destinația din pășune în... Întreb și eu, dar câte
vite, oi mai sunt în zona respectivă? Adică se mai justifică suprafețele de pășune? Deocamdată au fost scoase la licitație, au venit oameni și au licitat, dar nu cred că nu s-ar putea, adică începe demersurile către guvern, până la urmă trebuie și o aprobare de la minister pentru a schimba regimul juridic al suprafețelor. Eu am spus și cred că așa ar trebui să se întâmple și acel studiu de fezabilitate propus de domnul Olariu, tocmai asta ar fi identificat. Locația în care se poate amenaja acest parc industrial ca să respecte condițiile cerute. Eu n-am în fața acum adresa trimisă de către Consiliul Județean la primăria Moțca, dar eu mi-aduc aminte că erau mai multe condiții, nu numai ce spune astăzi domnul Pintilie, să aibă acces doar la un drum județean. Utilitățile. Păi da. Și atunci acel studiu ar fi venit în completare, ar fi identificat și ar fi și dat și soluțiile viabile. Din punctul meu de vedere, doar un parteneriat cu alte UAT-uri din jurul municipiului Pașcan s-ar putea să rezolve această problemă a lipsei de teren. Și sunt câteva oportunități, adică sunt primari care au spus să ar fi dispuși să facă un astfel de parteneriat. Pentru că altă mare promisiune în campanie electorală, că venim și în două luni de zile rezolvăm titlurile de proprietate, iată că au trecut câteva luni și nu se întâmplă nimic și nici nu se întâmplă în curând. Câte titluri de proprietate ați emis? Câte luni au trecut? Patru luni de mandat. A fost emis vreun... Ați emis, așa, ați spus, noi emite titlul de proprietate. Ați emis vreun titlul de proprietate? Au promis că fac de două ori pe săptămână ședință de fond funciar, faci cu ședință... Deci n-au făcut, nu știu dacă au făcut, dar nu, cred. Dar primarul nu poate emite titlul. Că aici, am mai zis-o și în campania electorală, și nici nu va emite vreodată titlul de proprietate. Da, eu ce să vă spun, în ceea ce privește suprafețele de teren și aflate la dispoziția Comisiei de Fond Funciar și în ceea ce privește eliberarea titlurilor cu sentințe câștigate în definitiv în instanță de către cetățeni, este o mare problemă, este o mare încurcătură în ceea ce înseamnă proprietatea în municipiul nostru, lucru care vine din trecut, n-are sens să intrăm acum în amănunte, nu este ușor și știu că după ce a venit la primărie, vineau oamenii săraci din prin suburbii cu zecile la audiențe cerând cu speranța, că așa îi s-a creat fals speranța în campanie, că într-o săptămână, două au și titlurile de proprietate. Acum s-au convins oamenii, pentru că ceea ce am spus noi și ceea ce se întâmplă și acum în primărie sunt lucrurile adevărate. Nu noi emitim titlurile de proprietate, nu există personal de specialitate angajat în primărie. Nu știu dacă au angajat vreo firmă sau nu ca să vină în sprijinul compartimentului de specialitate, dar și așa o să vedeți că nu acea minciună mare că imediat în două luni eliberează titlurile nu va fi îndeplinită. Bun, dar haideți să revenim la subiect și anume parcul industrial. Oameni buni, Moțca înaintea Pașcanului și noi discutăm, facem figurație politică, eu vreau, exact cum face copilul, eu vreau parcul aici. Adică ne putem permite să facem genul ăsta de figurație politică? Nu. De ce nu ne grăbim? De ce nu găsim soluții concrete? De ce nu ne punem pe treabă? Parcul industrial e într-adevăr o chestiune serioasă care ar putea aduce beneficii comunității. Da, ceea ce a propus zilele trecute primarul, mi s-a părut sincer, eu am rămas uimit. Mie mi-a dat, cum spun, impresia că... Ideea, vă spun, mi s-a părut că încă nu s-a maturizat domnul Pintilie. Și nu știe, cum spun eu, procedurile și modul cum se face sau cum ar trebui, până la urmă, și la tine acasă, ca gospodar, da? Pentru că și mai mult de atât, domnul Pintilie este, cum spun eu, administrator de firmă. De asta, pentru mine, este un paradox. Când faci un calcul pentru o afacere, spui așa, eu am terenul, spune, primăria Pașcanului are teren, eu, Olariu, am teren, nu știu, în Fântânele, dar undeva în câmp. Pot să-mi fac un service acolo. Neavând vizibilitate, degeaba eu am câștigat bani când am mai cumpărat alt teren. Dar neavând vizibilitate, afacerea mea nu va merge. Investesc într-o zonă la stradă, într-o zonă unde mi-ar aduce vizibilitate și, cum spun eu,
rețeaua de curent să fie aproape, gaz, canalizarea aproape, să am toate facilitățile astea aproape, în timp eu voi avea profit. Da? Și voi amortiza în 2-3 ani suprafața de teren. Cramponându-mă de suprafața de teren, voi pierde mai mult decât își închipuie, deci banii investiți acolo vor fi pierduți. Da? Ei, pe principiul ăsta eu am făcut acest proiect. Și anume, să vină un specialist să ne spună dacă la Pașcani se impune sau nu să avem un studiu de fezabilitate, o zonă industrială, un parc industrial. 1. 2. Dacă da, unde sau unde sunt zonele care se pretează? Pentru că eu prefer să cumpăr acel pământ, să-l achiziționez, că îl achiziționez foarte repede, în cont că avem legea, legea ne permite acum numai ca înainte eu făcea exproprierea și dura în instanță. Mai făcut exproprierea și poți să treci la treabă. Ne spune unde este zona, cumpărăm terenul, pentru că am canalizare aproape, am curent aproape, pot să fac joncțiune la o cale rutieră, o joncțiune foarte importantă la o cale, o cale ferată, da? Că este important să ai și astfel de legătură, cale ferată, apă, gaz și toate celelalte. Pentru că eu voi avea de câștigat, dacă cumpăr acel teren, într-o zonă unde nu am de făcut amenajări, pentru că terenul respectiv ar trebui să fie un platou. Nu deal, nu pantă, nu mocirlă, nu nimic. Vreau să întreb domnul primar în viziunea lui, cum ar duce canalizarea de acolo, de unde spune, de la Legumesar, în afară că terenul e în pantă, e mocirlă și pune acolo. Mai avem noi o investiție a PNL-ului mocirlă acolo, deci terenul, baza sportivă, mocirlă a rămas acolo. Probabil vrea să mai fac una, domnul primar, doar așa în ambiții, că știți, când, exact cum a spus dumneavoastră copilul, a venit domnul Goie și a spune, nu, eu vreau aici. Nu există așa ceva. Haideți să ne maturizăm și să venim să facem lucrurile cum trebuie. Păi nu, și vreau să văd cum aduce. Avem problema terenului. A spus-o și domnul Pantazi astăzi. Ăla e un teren care trebuie retrocedat. Am înțeles că sunt și niște acte de proprietate pe acolo. Deci, într-un litigiu pe acolo, încălcită treaba, deci durează ani. Deci, cum spun eu, nu avem ce discuta. Dar nu e asta problema. Facem studiu, studiul ne spune, ne dă o soluție sau două și ne aplicăm pe ele. Discutăm. Da? Uitați, pentru că știți ce se întâmplă? De unde am plecat asta? Mă uitam pe cei de la Consiliul Județean, au vrut să fac parc industrial la Lescani. Și-l fac. Păi, uitați, tot așa, trebuie să citesc știrea. Știrea de acum câteva zile o găsiți pe toate site-urile din județ. Guvernul va investi 16 milioane de lei pentru dezvoltarea două parcuri industriale din județul Iași. Este alocația bugetară trimisă pentru anul bugetar 2021. Este vorba despre parcul industrial de la Lescani și parcul industrial Miroslava 2. Câte 8 milioane pentru fiecare din cele două. Da? Deci, pentru anul în curs, capitolul este închis. Ce parcuri industriale vor fi bugetate? Iată, Lescani și Miroslava 2. Capitolul închis. Pașcani nu va avea nimic, absolut nimic, în acest an. Deci, rămâne subiectul deschis pentru anul următor sau următorii sau ceilalți ani, da? Dar atenție, sunt în competiție, înaintea noastră, cu mult, iată, Comuna Moțca, așezare mult mai bună decât Pașcaniu, la Europeană, pe acolo va fi autostradă, da? S-a grăbit, a pus terenul la dispoziție, a trimis adresă, 20 de hectare, nu 10 cât a cerut, da? Lângă utilități, ăla pare să fie mai ancorat în realitate. Nu? Și așteaptă, iată, finanțare de la guvern, când o va primi. Noi ce facem? Noi măsurăm cu metru? Ce facem? Ca să-mi termin ideea. Cei de la Iași, ca să vă povestesc cu ce s-a întâmplat acolo. Tot așa, domnule, Consiliul Județean spune, domnule la Lescani, știu că dumneavoastră aveți teren acolo, vreau să facem un parc industrial. Ok, facem parc industrial. Se ducă acolo, caut, da, aici e bine, așa, topul deci, l-au pus pe hartă, ok. Nu fac, fel de fel, pug, tot, modific acolo, cheltuială, timp pierdut, bani aruncați pe fereastră. Spune, poftiți, domnilor Consiliul Județean, terenul, puteți să faceți parc industrial. Încep, hai să facem studiu de fezabilitate. Studiu de fezabilitate spune,
zona asta nu e bună, pe aici trece autostrada. Vrem alt teren. Asta ce înseamnă? Că uite așa un băiat deștept, a pus degetul pe hartă și a zis că eu vreau aici. Nu. Noi facem, cum spun eu, că suntem oameni gospodari și facem cu capul pe umeri, da? Gândim, nu tăiem și după aia gândim. Deci, pentru că, după cum spunea și dumneavoastră, timpul este foarte scurt. Pentru că dacă Mosca își face zonă industrială, sursele mele ne spun că și cei de la Tătăruș se gândesc, închipuiți-vă, Stolniceniu deja are perspectivă, uitați-vă ce e acolo, și o să ajungem noi pășcănii că o să facem navetă, dacă domnul primar tot se cramponează de idei de astea inovatoare care îi trec lui prin cap, să știți că o să ajungem să facem noi de la Pașcani, vom ajunge să facem naveta. Eu vreau să precizez și eu niște aspecte vis-a-vis de eu vreau aici, pe acel teren. Acel teren, noi primăria suntem în litigiu, ne judecăm cu Legume SA, de domnul să-l câștige primăria. Vreau să vă spun că acolo sunt cereri pentru eliberarea titlurilor de proprietate, dar chiar sunt și emise titluri de proprietate în zona respectivă. Dar ce vreau să subliniez, interesant așa abordarea de astăzi a domnului Pintilie, la modul că hai să facem o mediere, îmi dai tu mie 20 de hectare, mai dăm vreo 3 titluri, dacă mai rămân vreo 17 hectare, ți-i lași și ții să faci agricultură, despre ce vorbim? E o poveste. Dar despre ce vorbim aici? Iarăși înșelăm așteptările oamenilor, adică... Da, spune-mi! Am mai văzut că dăm acolo 10-15, parcă spunea, hai, vădă și vădă, ca să ne vădă... Când ne jucăm cu legile proprietății... Serios? Deci zona industrială la Pașcani va avea 10-15 hectare, luați de aici? Nu. Trebuie să aibă 30-40 hectare. Amăgem din nou oamenii că eu am vrut, dar nu s-a putut. Să se includă în toată zona, dar v-am spus, cu astfel de atitudini vom face naveta la Mosca și la Tătăruș și la Stolniceni. Bun, oameni buni, vă garantez. Pentru că urmează să fie discutat bugetul public pentru anul în curs și lista de investiții, fac aici o paranteză, va fi vreo dezbatere publică. N-am mai văzut acele sondaje de opinie pe Facebook. În ultimii ani era o frenezie cu sondaje de opinie pe Facebook. Ce doriți să fie făcut în oraș? Întrebări juste de altfel, dar cu răspunsuri adunate și uitate în sertar sau cine știe pe unde. În acest an va mai fi la fel din partea PNL sau din partea consilierilor sau din partea primăriei, de exemplu. Și cred că bine ar fi ca primăria să dea drumul pe Facebook la un astfel de sondaj de opinie pentru cetățeni. Ce anume doriți să fie realizat din bugetul public, din banii dumneavoastră în acest an? Nu? N-ar fi interesant? Ar fi și mai interesant dacă ar fi pusă o listă acolo, iar prioritizarea să o facă cetățenii, nu? Cred că ar fi mult mai interesant. Deci, oameni buni, puneți presiune pe administrația locală, pe consilieri și pe primar, pe viceprimar, îl veți găsi în stradă mai mult decât până acum. Deci, puneți presiune pe ei și solicitați parc industrial. Parc industrial înseamnă investiții, parc industrial înseamnă salarii, investiții locuri și salarii, muncă. Locuri de muncă, da? Puneți presiune pe ei, întrebați-i ce fac și mai ales când. Chestiuni concrete, nu vorbe. Și poate, vor face mai mult, mai repede și mai bine în acest sens. Mai avem puțin în această emisiune și aș vrea să discutăm o chestiune privitor la această agresivitate verbală. Am început la începutul emisiunii să vorbim despre această atitudine, dar și despre un alt aspect. Primăria mai nou, primarul și viceprimarul fac apel la cetățeni ca această comunicare să fie mutată, să capete o formă oficială. Adică au început să se plângă, iată, edilii, de mesajele pe care dumneavoastră le trimiteți pe telefon, pe diferite pagini de Facebook și așa mai departe. Bănuiesc de nemulțumire sau atenționare că sunt chestiuni care trebuie rezolvate, făcute pe stradă, în oraș și așa mai departe. Repet, Pașcaniu
arată mizerabil, cel mai mizerabil de foarte mult timp, adică multă mizerie. Și asta deranjează, îi deranjează și pe cetățeni, dar îi deranjează și pe aia care ar trebui să se ocupe de curățenia în oraș. Bun, dar se fac economii la bugetul local, da? Să vă închipuiți. Nu măturăm ca să avem mai mulți bani la bugetul local. Bun, revenim. Deci, nu mai trimiteți mesaje, spune primarul și viceprimarul, pe Facebook, pe telefoane. E suficient cât ați trimis până când au ajuns în funcție. Trimiteau ei, de fapt, mesaje, făceau ei înregistrări pe Facebook, vă întrebau, vă mobilizau și așa mai departe. Acum, gata, s-a terminat. Nu mai vor astfel de comunicare, să o faceți oficial. Cu cererea, aceeași chestie, să veniți cu cerere la primărie, la registratură, să o înregistrați, să intre pe circuit și să așteptați răspunsul. Sau să intrați pe pagina de Facebook a primăriei, să trimiteți acolo sau pe mail ceea ce doriți dumneavoastră să comunicați administrației locale, dar neapărat să vă lăsați nume, prenume și un număr de telefon pentru contact. Și eu cred că e nevoie de un număr de contact dacă sunt semnalate anumite chestiuni. Dar cu numele și prenumele nu cred că ar trebui să fie neapărat obligatoriu. Sunt cetățeni care vor să reclame anumite chestiuni de la vecini, de exemplu, de la magazine, de la oameni cu influență, oameni care pot să acționeze așa încât să aibă probleme serioase. Nu puteți să pretindeți acelor oameni care poate vor să facă bine până la urmă. Adică zice cineva, domnul primar, domnul viceprimar, vedeți că unul a ocupat tot trotuarul acolo, lângă piața Vale, cum am primit eu astfel de reclamație și am transmis-o domnului viceprimar. Cu tot fotografii mi-a trimis omul respectiv că n-avea loc pe unde să treacă. Bun. Nu știu dar numele, dar de bună credință mi-a trimis fotografii și le-am trimis domnului viceprimar pentru a interveni în acest caz. Vă dați seama că nu vor oamenii să se expună. Iar dacă nu se asumă astfel de responsabilitate, se înțelege că mesajul lor este valid sau nu-l luați în considerație. Apoi, am întrebat dacă mesajele trimise de cetățeni pe site-urile de știri, iată la TV Beat, la colegii de la Actualitatea, sau pe alte platforme, că mai sunt platforme, mesajele respective nu sunt valide, nu sunt luate în considerație? Nu. Deci, cererea. Cererea a revenit la putere în Pașcani. Da? Să țineți minte. Cererea este esențială. Nume, prenume, număr de telefon, mergeți cu ea la primărie să o înregistrați sau, dacă nu, pe pagina de Facebook sau pe mail. Bun. Cum comentați această schimbare de atitudine? Pentru că, în campanie, repet, erau atât de dispuși și disponibili de a vorbi cu toată lumea, de a-i asculta pe toți, de a-i mobiliza pe toți, toate nemulțumirile să fie adunate exponențial și așa mai departe. Iar acum, când ajung să gestioneze problemele comunității și când văd că astea sunt problemele și astea sunt posibilitățile, oameni buni mai răriți-o cu mesajele sau mai așa, pe zona oficială, și am observat ceva. Se încearcă și obținerea de dovezi împotriva operatorilor. Așa este. Asta s-a predicat, domnule. Am nevoie de cererea dumneavoastră ca să-i articulez pe aia care nu-și fac treaba, pe aia de la Apa Vital sau pe aia de la Salubritate, să le punem sancțiuni sau penalități conform contractului de delegare. Ceea ce e ok. Dar primăria nu are suficientă capacitate pentru a face asta. Pur și simplu, sunt funcționari care monitorizează serviciile. Da, nu trebuie să-i pui pe oameni ca pe timpul comuniștilor cu delator, nu? Îi pui pe oameni în față, nu? Păi, cam așa este, nu? Da, interesant este nu faptul că se solicită aceste cereri, pentru că să știți că, în general, oamenii trimit ori la ghișeu unic, ori pe mail-ul primăriei. Interesant este cât de mult s-a accentuat pe acest aspect. Eu cred că, până la urmă, și un mesaj pe care îl primești pe Facebook trebuie să-l iei în considerație și să-l verifici și, dacă poți, să-l și rezolvi.
Nu este firesc ca te închide într-o fortăreață și dacă nu vine cererea, tu nu mai acționezi. Asta este părerea mea. Da, eu am explicat de mai multe ori că am o problemă cu cererea asta. Că, ținând cont că eu să vin din mediul privat și, sincer vă spun, sunt sătul de cere, unde te duci, mai fă o cere, mai fă o cere, nu vreau să le mai văd. Sunt probleme ale cetățenilor care pot fi rezolvate, sincer, în mandatul celălalt, când mă sunau cetățenii care nici nu îi cunoșteam, alții își dădeau numele, alții nu, îți spuneau problema care au și mă duceam acolo, nu era. Și rezolvam, după aia sunam la domnul Popa, la... Și rezolvam problemele fără nicio cerere. Câte probleme am rezolvat fără cerere? Dar cât sunt oameni care nu au timp să vină să facă cereri sau nu din suburbii, din ce să facă? Ceea ce privește... Mai înțelege că sunt oameni care la ora 7 trebuie să fie la muncă și muncesc și ies la 4 sau 5 după amiază, poate chiar mai târziu, trebuie să facă cumpărături, trebuie să ajungă acasă, fac navetă, pe bune, când să ajung... Deci, închipuiți-vă, sunt oameni care își doresc să ajungă la bibliotecă și nu ajung decât o dată pe lună. Iar primăria, primarul, viceprimarul solicită să vină cu jalba împrățat la primărie, pe bune, foarte tare. Da, în ceea ce privește curățenia în oraș, vreau să spun cetățenilor că au instituit un regim pentru că ei tot dau vina pe domnul Ursu, pe cei de la CLP, Ecosalubritate. Este fals ceea ce afirmă domniile lor, pentru că în fiecare dimineață domnul viceprimar merge, au un fel de operativ, de să spunem, mături strada asta, asta și cu asta, atât. Nu contează că mai ai încă 17 milioane, nu, atât, că domnul primar vrea să facă economie și noi. Când îi curățenii... Domnul viceprimar a negat că așa ar sta lucrurile. Trebuie să spun lucrul ăsta, dar domnul Ursu a insistat că așa stau lucrurile. Eu tind să-l cred pe domnul Ursu, pentru că domnul Ursu are tot interesul să încaseze, da? Deci are interesul maxim, mai ales când e vorba de curățenie, pentru că domnia sa cu dezăpezirea nu a avut... Interesul dumnealui este imputabil, se vede. Adică, de ce vrei tu să încasezi? Da, am văzut că trebuie să încaseze numai cât, știți? Și dacă mesajul este următor. Dacă este mizerie, este doar din vina administrației, pentru că domnul Ursu nu este lăsat să-și facă treaba. Bun, cu încălcarea contractului, pentru că domnul Ursu are un contract și are și o frecvență de a mătura. Ei, domnul Ursu este împiedicat să-și facă treaba, adică să meargă pe acele străzi și să respecte frecvența măturatului și ce mai are el făcut acolo. Deci este împiedicat. Bun, dar n-ați răspuns la întrebare. De ce această schimbare înainte cu comunicarea? Cred că au primit prea multe mesaje. Da, da, chiar aș... mi-am adus aminte când am spus și dumneavoastră și chiar aș vrea să vedeți acum când e vorba, va fi discuții pe buget, cum vine domnul Pintilie și să văd aceeași efervescență care era la momentul respectiv, când aduneau din tot orașul ce vreți să facă cu banii, cu... Chiar mai ales 500.000 de lei pentru cinematograf? Nici pentru cinematograf nu cred că o să mai conteze, nu o să mai conteze nici aia 500.000 pentru testare, ca să zic, nu mai am spus că nu mai e nevoie că ne vaccinăm. Da. Da. Centrul de vaccinare la fel, un dezastru și altceva, domnul primar, dacă nu știați, nu, știți, dar nu vreți să faceți. Am mesaje care îmi spun că cei de la centrul de recoltare fac cereri, cu fel de fel, de materiale, de medicamente, pentru că în fluxul respectiv întâmplă fel de vaccinare sau recoltare? Cel de vaccinare. Am înțeles. Cel, pentru că e acolo, în cazul în care ai o problemă cu cineva, trebuie să ai un medicament, spui mâna, da, s-a întâmplat ceva. Deci nu au pe ce să pună mâna, au făcut cereri, domnul primar. Cereri multe sunt acolo pe care nu le-ați rezolvat, nici măcar nu v-ați uitat la ele. Da, vom verifica lucrul ăsta, dar dacă am deschis subiectul ăsta, oameni buni, la Pașcani, profesorii sunt trimiși la vaccinare la Târgu Frumos. Mă scuzați că intervin. Cei până în 55 de ani sunt la Târgu Frumos, ceilalți peste 55 de ani se vaccinează la Iași, sâmbătă. Serios? Vă spun, colegii mei care sunt programați peste 55 de ani, pentru că se vaccinează cu Pfizer-ul, probabil, sunt trimiși la centrul de la Iași. Vă dați seama? Asta pentru că Pașcani nu are încă deschis al doilea
centru de vaccinare sau flux de vaccinare, așa cum s-a întâmplat la Târgu Frumos. Exact. De ce la Târgu Frumos s-a întâmplat de pe 15, iată, și la Pașcani nu? Răspunsul, Direcția de Sănătate Publică. Pentru că Pașcani nu este pregătit. Încă n-a pregătit infrastructura și n-au fost angajați medicii, personalul de specialitate. De altfel, edilul în conferința de presă a făcut apel celor care vor să se angajeze, acum, să vină, da, să se angajeze și a motivat că abia acum a primit ok-ul, că ar fi uitat prefectul, doamne, să-i dea ok-ul. Da, dar ce treabă are prefectul? A fost ceva de genul, eu știa rugămintea mea, eu am tăcut, el n-a mai spus nimic și am lăsat așa în să curge. O poveste tristă. Cum au făcut și cu curățenie de acolo. Deci, efectiv, nu aveau locat nicio persoană să facă curățenie. După ce am făcut eu postare și cu asta, vedeți că nu știu ce. Așa, da, e o mare bătaie de joc. Totuși, oamenii trebuie să se ducă să se vaccineze. Iată profesorii la Târgu și la Iași. Iar platforma este blocată, nu te poți programa la Pașcani pentru că nu este un al doilea flux deschis. Este rușinos. Vorbind de Pașcani, al doilea centru urban din județ, da? Ar fi trebuit să fie centru de vaccinare și pentru comunele din împrejurim. Și iată, am ajuns noi, pășcănenii, să mergem la Târgu Frumos, pe bune, și la Iași să ne vaccinăm, pentru că în Pașcani administrația n-a fost în stare. Este jenant. Am un mesaj pe final de emisiune. Iată, pășcănenii nu vor să depună cerere la primărie, adresează mesaje în această emisiune. Bună seara! Cu respect pentru primar, voiam să vă întreb dacă s-ar putea face ceva, dar nu l-am pe primar invitat, voi adresa această întrebare primarului, iar dacă aflăm un răspuns, vi-l transmitem. Să vă întreb dacă s-ar putea face ceva pe strada noastră, respectiv Matei Corvin, Sodomeni. A fost și este, ca să zic, nu înțeleg aici, dar la intrarea această stradă trebuie rezolvat, trebuie făcut ceva. Este o diferență de nivel, am înțeles. Este o diferență de nivel. Apa spală balastul și consider că ar trebui turnat 4 metri de asfalt. Îmi pare rău că nu am poze cu mașina și așa mai departe. Deci sunt probleme, domnule primar, pe strada Matei Corvin, în Sodomeni, domnule viceprimar, iată, și locuitorii de acolo solicită intervenția administrației locale. Nu ar fi singura stradă cu probleme. Uitați-vă ce este în suburbii, mai ales acum de când s-a încălzit afară, foarte multe drumuri care n-au fost asfaltate sunt impracticabile. Uitați-vă cum arată drumurile care au fost asfaltate. Din punctul meu de vedere nu sunt specialist, dar cred că a fost un exces de sare în zilele cu zăpadă și au început să apară gropi, fisuri foarte mari în asfalt. Bun, vom vedea, s-a anunțat curățenia de primăvară, începând de luni, de săptămâna viitoare, dacă va fi vremea caldă. Și nu știu eu de ce. Veți vedea că cei de la primărie, salubritate, vor ieși la muncă să facă curățenie. Și vreau să atrag atenția administrației locale, pentru că, nu știu de ce, dar am un sentiment așa neplăcut, că dacă se începe curățenie primăvară, va începe și dezastrul ecologic de la groapa de la Balesac. Domnule primar, domnule viceprimar, sunteți în v-am mai spus și vă mai repet, nu mai tolerez nicio mișcare în acea zonă. Să nu spuneți că nu v-am avertizat, vă rog frumos să vă faceți treaba cum trebuie, legal. Dacă nu, veți suporta consecințele. Adică nu mai depozitați acolo, asta e, nu? Sunt sute de metri cub de gunoaie, deci nu, acolo nu avem sunt crengi, plastic, pungi, tot ce se adună de pe domeniul public, tot se aruncă acolo, nu se reciclează absolut nimic. Vedeți falsa idee că vine domnul primar și ne spune, domnule, se uită în tomberoane și ne spune, a, n-ați reciclat, ce rei sunteți. Dar ei duc cu remorcile acolo la grămadă. Deci, efectiv, le arunc la grămadă. Aia nu le vede. Acolo deci, este o altă persoană. Nu se uită și în remorcile care merg spre acele... Bun, nu terminăm nici dimineața dacă discutăm, începem să discutăm și alte subiecte. Punem aici punct acestei emisiuni. Mulțumesc mult pentru mesajele de încurajare și apreciere.
Și întrebările, am mai primit câteva întrebări privitor la intervenția pe străzi, de aia am vorbit la general, sunt foarte multe străzi cu probleme serioase. Le vom adresa și aceste mesaje administrației locale, poate vor răspunde în conferința de presă sau cu altă ocazie. Iată, vine domnul viceprimar săptămâna viitoare, dacă mai vine. Așa, vom discuta și aceste chestiuni. Mulțumesc pentru participare. Seară frumoasă. Seară frumoasă.